Salutări și bine v-am regăsit la un episod din For Honor. Bun, hai să jucăm aici cu facțiunea de viking. O să schimb aici puterea asta cu asta, ok. Ready. Yeah, ok. Așa. Nu prea știu ce aș putea să mai zic despre jocul ăsta. M-am jucat cred că vreo 2 ore jocul ăsta. E destul de șmecher, cu foarte multe lupte și aparent trebuie să învăț să mă descurc mai bine la el, pentru că e puțin cam greu până te obișnuiești cu el. Îmi place un lucru la jocul ăsta, că așa când vrei să te aperi, să ataci, trebuie să dai mouse-ul sus, stânga, dreapta, ca să ataci și ca să te aperi. Și uneori e cam enervant, mai ales când joci împotriva unuia care are clasa de asasin și atacă mai repede. Dar în rest, e un joc destul de șmecher. Ok. Mă, văd că toți 10 sunt playeri, pentru că se poate întâmpla chiar dacă joci pe multiplayer să nu vină toți playerii pentru locurile astea, pentru sloturi. Și dacă nu sunt suficienți playeri, îți dă jocul automat boți ca să le țină locul, ceea ce e foarte șmecher. Bine că, na, boții au un nivel de la mediu de combat și se poate întâmpla și să dai de player care se descurce foarte prost și poți avea mai mult avantaj cu playerii decât cu boții, presupun. Ok. Ia, n-am mai jucat pe mapa asta. Ia să vedem. Bine, jocul ăsta costa bani, dar acum cei de la Ubisoft au făcut jocul ăsta Starter Edition gratis. Și dacă vreau să am acces la toate caracterele, chiar dacă trebuie să le cumpăr, trebuie să cumpăr. Mai era și Standard Edition și încă o asta ediție, nu mai știu. Full Edition, habar n-am uitat. Cumva mi-am omorât un coechipier, adică un minion de la. What? Oh god. Stai, dude, pe ăsta. Oh. Oh, da, stai, sunt în echipa portocalie. Dude, cum mi-am dat seama că sunt în echipa portocalie? Am mai jucat un meci mai devreme și eram în echipa albastră și am rămas cu chestia asta. Ha. Oh, da, chiar hai să. Hopa. Ha. Omoară-l. Oh god. Nu mai am stamina. Mama, uite cum a venit asasinul ăsta ca în Assassin's Creed. Fugi, 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 nu mai stă acolo. Ia-i pe la spate, ce să faci? Dude, mi-a omorât cu echipierul care mi-a făcut un kill. M-a omorât și pe mine. Oh god. Jimmy C. Biscuit, îl chema Biscuit? Da. Ready to go. Bun. Mamă, momentan avem un dezavantaj destul de mare. Hai să capturez zona A. Nu, cred că pot să fac măcar asta. Hai, înspre zona A. Uite, mai am cu echipier acolo. Capturează el. Da. Ok. Mă, în jocul ăsta știu că pot să fac și kill-uri de-alea din aer, ca în Assassin's Creed și alte jocuri. Shit, no! Haide! Oh, god. Nu! Bravo, boss. Oh, god. A făcut un drop kill. Dude, eu vreau să fac asta. Na, dacă fugeam mai repede, poate. Mă rog. Pe ultimul loc, da. Ca de obicei. Bun. Hai acum să jucăm serios. Zona e capturată. Hai înspre zona B. Zona B e doar un câmp de luptă, nu? Ia. Pot să vin să fac vreun kill de la stealth. Nici măcar sunt cu o clasă de asasin sau ceva, dar au capturat zona înapoi. A, uite, l-am păsat pe la spate. Ha! Opa, nu! Shit, dude, uite cum dau ăștia mine! Mai sunt și înconjurat. Am fugit, mă, ce naiba? Opa! Ha! Come on! Haide! Shit. Oh god. Bine, trebuia să dau cu. Trebuia să apăs pe control ca să am în vedere doar dinamicul, ca altfel nu mă pot apăra de atacurile lor. Să-mi dă tipul revive. Holy shit.
Thank you, man. Bine, îmi pare caracterele mulțumesc ca automat, fără să scrii tu ceva în chat sau să vorbești. Asta e bine. Ok, încotro acum. A, uite, îl văd pe inamicul ăla în albastru. Tot timpul mă dă în echipa portocalie, mie îmi place albastru. M-a văzut, vrea el să facă ceva, nu? Sau nu? Ha! Hai mă, cred că, shit. Sus. Nu! Bă, boss! Oh, shit. M-a omorât. M-a omorât sau... Poate să-mi dea cineva revive. Dacă ar termina... Oh, ăla era inamic, ok. Come on, boss. Boy. Raid. Na, nu mai așteptăm. Cum stăm? Cum să... Au, god, am doar 16 puncte pentru minionia pe care i-am omorât. Hai spre zona, habar n-am. Mergem aici. Ok, nu e un match foarte bun pentru mine, din păcate. E un inimic aici, că-l văd. Ah, e mai la distanță, da. Nimeni pe aici, nimeni pe acolo. Oh, e înconjurat de vreo doi. Și mai e ăla care cred că e low health. Eu, de la e low health, cred. Pot veni să fur kill-ul la omorât, ok. Hai să mergem să furăm un kill. Mm-hmm. Oh, ne-a capturat zona înapoi. Ia, aș putea încerca să fac... Ia uite mă, l-am văzut. Holy shit, asta a fost manevră de manevră. Șmecheria, pot să... Cam departe, nu? Se, era un inamic aici, de asta pâlpâia zona. Mă, uite, acum avem avantaj. Mă, unde sunt inamici, că vreau să fac drop kill. Hai că ne întoarcem atunci. Așa, nu știu dacă pot urca pe vreo scară ca să vin aici, ca să aibă un avantaj de la nesimțit. Ia, vine cineva pe aici? O parte din calea mea. Uite-i pe aia. Hopa. Come on. Aproape. Oh, shit. Oh, da, asta e cu echipier, e bine. E al meu. Oh, shit. Dude, nu așa. L-am omorât eu? Please. Cred că da. Na, mai trebuie și mie punctaj acolo, că prea m-am descurcat prost. Opa. Mă, eu vreau să-l atac pe ăla, mai low health. Gata, mă, uite, am mai făcut un kill. Opa. Oh, da. Iar îi atacam pe coechipier pentru că, da, îmi place albastru. Ok. Stai, mă, ca... Repede, repede, repede. Nu! Mi-am irosit și puterea degeaba. Noi suntem echipa portocalie. Mă, avem un foarte mic avantaj. Deci... Hai să încerc să fac și eu ceva bun pe aici. Come on. Fugi, mă. Așa. Shift-ul. Bun. Bă, m-a văzut cine... Oh, come on, frate. Ataca mai rapid decât mine. Ah, shit. Ar... De-aia cu arcul e una din puterile alea speciale pe care le poți adăuga dacă faci level up și alte de-alea. Ok, mamă, sunt prea low health. Și deja nu mai avem avantaj. Ăla fuge mai rapid decât mine. Putem captura zona B în vreun fel dacă stau eu aici? Uite. Uite, m-am capturat zona. Tot n-avem avantaj, dar... Zona C. Mă, eu sunt low HP, ce facem acum? Kill the hero, enemy team is breaking. Mă, e bine, dar...
Gata, mă, ia uite. Așa se fără un kill pe la spate. Nu, hop, mamă, ce l-am salvat pe tipul ăsta. Holy shit, ați văzut? Era cât pe ce să bage sabia în el. A murit? Victory, mamă, am câștigat. Mă, nu mă așteptam la asta. Super. Ok, n-am eu cine știe ce punctaj pe acolo. Scorul 370 și cât era acolo, 4, mă rog. I-am primit o cască. Orders complete. Ia să dau skip la asta că na. You've reached level 18 color bleeding. Ok, skip, skip că e atât de enervantă chestia asta când tot primești item în continuu și în continuu. Din nou, you've reached level 19. Eu nu știu, asta e singurul lucru care nu-mi place la jocul ăsta. Plus că simt și că mi se pierde timpul în care aș putea să fac altceva. Haide. Bun, deci casca asta... XP, bani... Next match, hai să dau aici un ready. Ok. Riverfort. Ia, hai să jucăm... să joc tot cu ăsta, ia să-i. Vreau doar să văd aici, am mai primit... Enemy soldiers. Ah, deci nu. O să las cu asta. Și aici. Activate the block all grab attempt for a while. Mă, de fapt, cred că las cu asta, că știu că m-a ajutat destul de mult. Mă rog. Da, și cred că o să joc tot cu caracterul ăsta. Vreau să joc cu samuraiul ăla, dar... Hai că o să las cu vikingul și poate în episodul următor o să joc cu alte clase. Doar 3 facțiuni. Ia și vreau să-mi iau. Mi arată câți bani am. Ia stai așa. Aici nu. Mă rog. Îmi trebuie 8000 de bănuți de aia de aur sau ce-ar fi, ca să-mi cumpăr un viking asasin. O vikingă. Ok, suntem în echipa portocalie. Să țin minte asta, că data trecută mi-a luat ceva până mi-am dat seama. Ok. Come on, team. Așa. Mamă, îmi place mapa asta. Arată șmecher. Zona B. Hai mă. A, dacă ia să duc pe scara, hai să iau și eu. Hai că o iau pe aici. Ia uite mă, deci îi voi lua pe la spate. Cool. Come on. A, mi se consumă și energia. A, mi-a furat kill-ul. Shit, stai. Mamă, deja când suntem prea mulți pe unul singur, nu prea putem să mai atacăm. Mă rog. Da, n-am făcut... Ba, da, am făcut un kill. Șmecher. Am capturat și zona. Dacă apăs pe R, nu se întâmplă nimica. Nu știu de ce mă gândeam că poate dau reload la ceva. Inamici jos. Nu. Asta încă e aici mort. Unde mai sunt inamici? Am capturat toate zonele, în afară de una. Acum am capturat toate zonele. Ia uite-l mă pe ăsta. Hai pe el, boy! Pe el! Mai mult damage! Mai mult damage! Come on! Ce naiba? Nici atacă bine. Gata. Tot timpul mi apare aia cu E și Q, execute. Nu știu care e faza. Trebuie să apăs ca să-l omor. Trebuie să mă mișc rapid. Na, acum poate să vină oricine să-i dea revive. Au, gata, toată echipa noastră e aici. Zona B.
Hai să curățăm zona B. Când mă gândesc cât de mari sunt caracterele astea care jucăm noi față de minionii ăștia, mi se pare puțin ciudat. Ha! L-am prins! Come on! Fii atent! Ah, mi-a furat kill-ul. Din nou! Opa! Oh, God! Să-i dă la asasin că vă atacă rapid. Ah, frate, come on. Ah, dă-te naibii. Ops! M-a omorât. Mă, aveam camera situată din partea asta și am crezut că eram al albastru. De-aia cream că pot să fug. Și fugeam fix în direcția unde era el. Da, mă rog. Ready! Hai că s-a fost un spawn rapid. Hai din nou, hai spre zona C. Mă, avem avantaj, dar ați văzut meciul trecut. Inamici avea avantaj și tot noi am câștigat. Deci asta nu pot zic că mă încântă prea mult. Ia. Uite, îi văd pe acolo. Ok, și pentru că noi capturăm, inamicii pierd punctele alea și le primim noi. Avem un fel de avantaj dublu. Gata, mă, kill. Oh, God. Și-a dat un power-up, ceva. Iar și-a dat power-up. Come on. Frate. M-a omorât. Ok. Combatul e destul de ciudat în jocul ăsta față de Chivalry, unde doar dădeai, te apăreai așa. Nu știu, parcă să zic că în Chivalry aveai mai multe opțiuni de combat decât în jocul ăsta, nu știu. Na, nu, cred că ar trebui să mai compar jocurile astea două între ele. Pe unde se duce, mă, ăla albastru? Pe unde... A, pe aici a luat-o. Holy shit. Hai că acum putem să-i omorâm pe toți. A, frate. Fii atent, fuge! Nu fugi, boss! Vină cu a... Acum... Oh, shit. Ah, Doamne, asasinii ăștia-i urăsc. De-aia vreau să-mi iau și eu unul pe... Na. Pare să destul de șmecheri. Eu și nici să mă feresc nu pot. Că dacă apăs pe space, mă rostogolesc și na, mă feresc în felul ăsta. Și de fiecare dată când fac asta, nu merge. A, uite, mă reînvie cu echipierul. Foarte bine. Foarte nice. Cineva, mai venit unul aici? Na, vreau să-i dau una de aia șmecheră să-l arunc. Ok. Haide. Oh, shit. Stai că trebuie să dau așa cu control. Come on. Încă una. Încă una. Gata, mă. L-am omorât. Bam. I-am crestat capul. Hopa. Iar asasinul. La pământ. Iar-ai. Repede. Bă, cum s-a ferit ăsta? Dude, ce viteză are. Samurai, l-am omorât? Nice. E bun. Opa. Repede. Bă, îmi stau minioni ăștia tâmpiți în față, nu pot să mă lupt. Holy shit. Dude! Dă-i la o parte, nu degeaba ești de doar cât ei. Ia unde? A, a murit cu inamicul. Doamne, urăsc minioni ăștia. În general urăsc când mi se pune ceva în față și nu pot să mă mișc. Oh, God, a venit acum o seară. Stai că nu vreau să mor așa. Vreau să mor aici dacă e. Ah. Vreau să-i distrag puțin atenția cât îl omora tipul ăsta. Haide, boss. Hai că poți. Arunc. Ah, bravo. Dăm revive, frate. Dăm revive. Sau nu i-a mers skill-ul. Hai că nu mai aștept să-mi dea el revive. Încă unul ca să câștigăm. Ok, deci trebuie să mai urm, îl omorâm și pe ăla și vom câștiga. Oh, ăla a murit. Oh, trebuie să-l omorâm pe asasinul ăla. Mama, hai că o să-mi plac asta. Ha! Ha!
Va veni pe aici? Nu. A murit? Eu vreau să-l omor, vreau să-mi iau revanșa. Așa, mă. Victory. Mă, nu l-am omorât eu, dar... Dar a fost un meci bun, ce pot să zic. Ok. Loot. O să dau skip aici. Asta e mai bună? Nu neapărat. Defense. Pot să dau dismantle. Hai să dau dismantle. 8 gear din 60. Ia mai dăm o dată dismantle. 23 de chestii de alea, ok. Mă, asta a fost... Mă, am jucat două meciuri și le-am câștigat pe ambele. E ceva, de obicei... Bine, de obicei, da, câștigam cam 2-3 meciuri la rând. Dar, hei, am câștigat pe episod. Șmecher. Ia, nu vreau să intru în alt meci. Quit. Ok. Așa. Ia, mai aveam aici mapa asta a jocului. Și mai aveam niște misiuni. Uite, misiunea asta am făcut-o. Am 7242. Mă, mai trebuie puțin. Și pot să și cumpăr coinuri. Ia, eu vreau să-mi cumpăr. Mă rog, pe asta vreau să o cumpăr. Pentru că pot. Pentru ăștia trebuie să-mi cumpăr trebuie să-mi cumpăr For Honor ăla Standard. Da, Standard Edition. Și Season Pass-ul pentru ăștia de aici, care sunt legendari, practic. Și costă aproape de 2 ori mai mult decât unul de ăsta normal. De fapt, chiar de 2 ori mai mult. Ok. Păi bine atunci, dar cam ăsta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să dați un share acest videoclip ca să fie văzut de cât mai multă lume. Și noi ne vom revedea data viitoare. Bye, bye!